Pompieri și polițiști argeșeni au intervenit la un eveniment rutier petrecut la trecerea la nivel cu calea ferată fără bariere, în localitatea Țițești. Conducătorul unui autoturism, un bărbat în vârstă de 62 de ani din localitate, a forțat trecerea de cale ferată în timp ce un tren de marfă rula pe aceasta. Bărbatul a reușit să iasă la timp din mașină înainte ca aceasta să fie lovită. La fața locului au intervenit salvatorii militari pentru a asigura măsurile specifice de prevenire și stingere a incendiilor. Din fericire nu au existat victime, însă șoferul s-a ales cu o sperietură zdravănă.